În sala de lectură a Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpulung, pensionarii din cadrul Clubului Pensionarilor au participat la o dezbatere pe teme medicale susținută de medicul Gheorghe Radu. Am încercat și am reușit să scriu o carte de cultură generală privind păstrarea stării de sănătate. Și factorii care influențează starea de sănătate a omului. Și titlul cărții există și aici la bibliotecă. Da? Interesant. Carte de cultură generală și de popularizare a principiilor de păstrare a sănătății. Aerul, temperatura mediului, fie că e frig, fie că este caniculă, gradul de umiditate a atmosferei și curenții de aer și ce factori agresivi pot avea curenții de aer, de exemplu. Virusuri, microbi și poarta de intrare de îmbolnăvirea lor este calea respiratorie, de la nas la plămâni, la alveole. Frigul este de departe factorul principal de îmbolnăviri, de boli respiratorii. Precipită, de exemplu, unui virus se cantonează și stau în adormire până când le vine condițiile prielnice, în special aerul rece, sub minus 0 grade până la minus 20 de grade, deșteaptă unele viroze din astea. Virusul herpetic face parte din aceste virusuri. Și uneori se cronicizează că dă semnal că a venit frigul. Sunt mulți pensionari care în acești 2 ani de pandemie au avut de suferit. Această întâlnire cu un medic a fost binevenită atât pentru faptul că li s-a explicat celor prezenți metode de prevenție, tratament și recuperare pentru anumite boli. Clubul Pensionarilor Câmpulungenii, aici avem un punct de lucru unde desfășurăm mai multe activități. De exemplu, astăzi avem ca temă îngrijirea sănătății. Văd că sunt foarte mulți auditori. Da, păi noi suntem împărțiți pe grupe, ne limităm și la spațiul disponibil, altă grupă peste câteva ore, altă grupă și în altă zi. Ne-am gândit că este necesar, trecând prin această pandemie, o parte dintre membrii noștri clubului au suferit foarte mult, au primit tratamente de la spital, de la medici de familie, dar îi interesează mai departe ce trebuie făcut și ce trebuie stabilit în continuare cu tratamentele ce urmează. Domnul doctor Radu este invitatul nostru pe această temă, cum să ne îngrijim sănătatea, și este prima temă astăzi. Noi veți mai avea și alte teme? Vom mai avea mai multe teme despre sănătate și ne interesează foarte mult că noi suntem clubul pensionarilor Câmpulungeni și al familiilor. Ne interesează și sănătatea copiilor noștri și a nepoților noștri și vor fi multe întrebări și sperăm ca domnul doctor să ne poată da răspunsul. Și în continuare vom invita și alți medici de altă specialitate, dar am început cu dânsul pentru că este un medic internist, a scris și o carte interesantă despre îngrijirea sănătății și ne interesează. Astfel de întâlniri pe diferite teme medicale, culturale, științifice, cu specialiști în domeniu, vor fi realizate de către conducerea Clubului Pensionarilor.